Cel mai cunoscut polițist din România a primit în urmă cu puțin timp o veste proastă. A picat din nou pentru a cincea oară admiterea la Academia de Poliție. Marian Godina a obținut media 7,60, în condițiile în care ultima medie a fost 8,80. Gerhard Ernst ne spune mai multe, însă, bună ziua, Gheri, ce notă a luat la limba română polițistul cu două cărți publicate până acum? Da, două cărți și 500.000 de fani pe Facebook, însă Marian Godină, pentru cunoștințele de limba română, a primit doar 8,20. Nici la istorie nu putem să spunem că a excelat, acolo a primit doar 7,90. Însă putem să spunem cu siguranță că limba engleză rămâne și la propriu și la figurat o limbă străină pentru Marian Godină, care a fost recompensat doar cu 6,70. Deci este o medie destul de mică, însă reprezentanții Academiei spun că nu neapărat media e atât de mică, ci opțiunile pe care Marian Godină le-a avut cu media 7,60 ar fi putut să intre foarte ușor la specializarea jandarm, ar fi putut să devină student al facultății de grăniceri, polițiști de frontieră, sau ar fi putut să devină arhivist, pentru că spuneau reprezentanții Academiei de Poliție, el știe să scrie foarte bine, ar putea să învețe cum să arhiveze documente, pentru că jobul în sine, locul de muncă, e foarte bine plătit. Mulțumim, Gheri, pentru informații!